Ne aflam în plantația pomic la grădina lui Piper. Este o livadă super intensivă. Nu chiar, e o grădină un pic mai mare, pe o suprafață de 15 hectare, în care avem măr pe o suprafață de 5 hectare, 6 hectare piersică, 2 hectare jumate cireașă, cai, sprun și vișine, jumate hectare din fiecare. Pomii sunt duși din Italia, sunt soiuri timpurii, extra timpurii, dar și perioadele lor normale de coacere, cum sunt în România. Caracteristicile pe care le-am căutat a fost producția mai ridicată la hectar și rezistența la boli și dăunători. De asemenea și la îngheț. În ultimii 4 ani de zile ne-am confruntat cu înghețuri târzii, în special în luna aprilie. De 4 ani de zile caisul a înghețat total, iar anul acesta piersica, în anii trecuți cireașa, deci nu e o regulă de bază, depinde de timp, vreme. Ce înseamnă vreme? De exemplu, în anul trecut, din decembrie, în luna decembrie erau 6 grade, iar în ianuarie minus 1, minus 2. Pomul nou a apucat să intre în repaus vegetativ, aia înseamnă că țeva a mai circulat prin el, iar când au venit înghețurile de martie, minus 12 grade, minus 13 grade, nu a fost nevoie să se deschidă mugurele și fructul a fost prins de îngheț, afectat de îngheț. La fel acum, în luna aprilie, am avut minus 5 grade, două nopți la rând, în care piersicul a fost prins în floare. Și vă dați seama, 5% eu zic că ne-a afectat. De asemenea, livada are un sistem de picurare și fertirigare, la fel protecție plasă antigrindină, dar cu grindina nu, cu problema cu grindina nu ne-am confruntat de când avem livada, doar cred că într-un singur an, dar n-am avut probleme, plasa și-a făcut treaba, dar ce am observat de vreo 3-4 ani încoace, culturile pomicole de la noi din țară, în special din zona de vest a țării, se confruntă cu gândacul păros, Epicometis hirta, care în floare mănâncă pistilul. Și am observat că dacă punem plasa, gândacul nu mai ajunge la flori, în special la florile de măr și florile de cireș. Și ideea e că suntem și într-o locație unde sunt culturi de rapiță. În jurul livezii doar rapiță avem. Așa că protecție, la ce nu ne-am așteptat și nu ne-am fi gândit, s-a dovedit a fi bună pentru potriva dăunătorilor.